Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare și bine ați revenit la Out of the Box Eu sunt Cătălin Striblea Aici în fiecare duminică sunt însoțit de Laurent Balint Om de marketing, salutare boții Salut. Și de-a lungul anilor profesor asociat pentru disciplina sa Mai multe instituții de învățământ de la noi din țară dar și student în jumate din lume. Mulțumesc că ești din nou aici. Vrem să vreau, de fapt, să scot imaginea sportului românesc din zona în care se află. Am avut zilele astea o confruntare de asta de Facebook, poate nu într-o totul sterilă, ca de obicei, cu oameni care uh, sunt plasați în această zonă a... Uh, nevoi sau a interzicerii cheltuirii banului public pentru sportul profesionist din România. În speță era vorba de handbal, dar știm că banii publici sunt și în zona de fotbal și că, în general, sportul din România este susținut masiv și la nivel de profesioniști cu bani publici. Și... Uh, ok, sigur, e o perspectivă, merită discutată și votată, societatea noastră poate oricând să facă treaba asta, uh, dar am zis să răspundem și altfel la întrebarea de ce e nevoie de sport, uh -huh. fie el și cu aceste fonduri, pentru că uneori sportul îți dă o stare de bine, îmi zici tu. Da, e, uite, ultimii 9 ani de zile eu am alocat foarte mult timp sportului, practic mi-am reorientat cariera către marketing sportiv, către proiecte din sport. Cum de-am ajuns în zona asta? Pentru că asta și m-am întrebat la un moment dat, mă, ce s-a întâmplat, unde a fost declicul. Și mi-am cum eram într-o seară, și mă uitam la televizor și urma să înceapă un meci și vine băiatul meu care la momentul respectiv avea 8 ani și a, ce faci? Mă uit la un meci. Cine joacă? România. A, păi nu, mă uit pentru că pierdem. Și mi-am uh -huh. întors spatele și a plecat în cameră, s-a închis la el în cameră și tot și am rămas blocat. Am rămas blocat pe loc și câteva zile mai târziu în continuare sub șocat. Eu ce fac aici? Eu cresc un copil de fapt, toți creștem niște copii în care România nu se poate nimic. România nu poate să construiască autostrăzi, nu poate să construiască spitale, nu putem să câștigăm un meci de fotbal, de handbal, de basket, de... Uh, și riscăm să-i creștem în mentalitatea de... Ah, păi suntem români, România România, nimic nu se poate. Și totuși, în sport, România încă face performanță. Nu la nivelul la care ne-am dorit, nu la nivelul la care, probabil, potențialul ne-ar permite-o, dar sunt locuri unde facem performanță. Și la câteva, două, trei luni după am citit un interviu cu Alexandru Dedu, care preluase președinția Federației Române de Hambal, și am scris un mesaj pe Facebook, salut, conduc o agenție de publicitate, s-ar putea să putem să dăm o mână de ajutor pe ce vrei tu să faci, hai să ne întâlnim, hai să discutăm. Și am început să mă implic încet, încet în proiectele din sport pentru a-l atrage pe băiatul meu către lumea sportului, pentru a-i arăta aspecte ale sportului care poate astăzi nu mai sunt atât de vizibile și atât de promovate. Și încet încet am trăit cu el bucuria unor meciuri absolut senzaționale din handbalul feminin românesc, cu CSM care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Champions League, cu medalia de bronz de la Campionatul Mondial din 2015 și am început să-i arăt, dar practic principala mea preocupare a fost pornită de la băiatul meu. Adică tu socotești că noi găsim în sport, chiar și în România, o emoție care ne vindecă și ne dă energie. Este o emoție și câteodată pentru unii dintre noi cei care suntem cu adevărat pasionați de sport, sunt și momente în care ai nevoie de un imbol. De exemplu, eu mă uit de câteva ori pe an și nu exagerez. La ratarea de a șapte metri a Cristinei Neagu în sfertul de finală cu Danemarca din 2015, din ultima secundă. De ce? Când pe, pentru că văd acolo un atlet de top care își asumă, care riscă și care pierde teoretic la acel moment. Deși în meciul respectiv până la urmă a scris 15 goluri, deși a fost MVP-ul cel mai important jucător al turneului și tot, a ratat, a greșit. Și să-mi amintesc din când în când că bă, e ok să ratezi, e ok să greșești. Știi cine făcea asta? Titus Ozon, care a ratat penaltiul la Olimpiada de la Tokyo în 60 și ceva, a ratat penaltiu la Olimpiadă, și avea fotografia în buzunar din spatele porții, în care bătuse bine, dar prea încet. Portarul plecase întâi în stânga și apoi a avut timp să se întoarcă în dreapta. Și Ozon de câte ori era foarte fericit sau euforic, scotea fotografia din Pormoneu și se uita. Sper că despre o zonă era vorba sau de profesorul Constantin. Nu o să mai verific chestia asta, da. da dar la ceea ce timp am câștigat meciul respectiv. Cristina, super sportivă. Mă uit la Jocurile Olimpice de la Londra, Sandra Izbașa, la sărituri. Și mă uit la toate sportivele, pentru că Sandra n-a vrut să concureze la sărituri și au convins-o cu greu antrenorii lotului olimpic. A intrat la sărituri cu cea mai mică șansă, deci nu avea. Dar toate șapte sportivele dinainte de aia au căzut. Și ea n-a căzut. Și a câștigat aurul. Și este și comentariu absolut genial al lui Alexo. De unde a venit aurul ăsta? De unde a venit aurul ăsta? A venit de -a cineva care a făcut ce a putut ea mai bine. Bine, așa, mărturisesc că și eu m-am uitat uh, acum, știu eu, câteva săptămâni la meciul lui uh, Arsenal cu Manchester United și în reluare m-am uitat să mai văd jumătate de oră de meci, că m-au umplut de energie, că știam rezultatul și zic, hai că vine da. golul ăla din minutul 90, hai că vine golul ăla din minutul deci că aici 90. Aici e partea de umplut de energie da. și de chef de viață. Am citit de curând uh, memoriile lui Matthew Perry. A extraordinară carte. Au, wow, da, Chandler da. din uh, Friend, o carte care te întinde destul de mult, cel puțin în primele. În prima parte a ei, până începi să intri în, și să conștientizezi ceea ce citești, pentru că Matthew Perry Chandler din Friends, super personaj, amuzant, comedian, top of the top, viață faină, da, bă, tot ce tot vrei. Tot ce dorești de la viață, da. Și totuși, citind memoriile, rămâi șocat când îți dai seama prin câte a trecut și ce drame și ce traume a avut și cât de aproape de moarte a fost de câteva ori. Ba, Convingerea lui este că ar fi fost declarat mort dacă nu ar fi fost Chandler și spitalelor le ar fi fost frică să nu ajungă să fie cunoscute ca locul unde a murit Chandler adică a fost efectiv la limită cu consum de droguri, cu alcool, cu depresii, cu toată uh, nebunia și povestește în carte cum uh, când era mai jos, când era mai uh, greu pentru el, uh, parcă ar fi venit Dumnezeu la el și i-a spus ceva de genul și o să citesc din carte, uite, uite care-i treaba, Meti, știu că aceasta este o perioadă foarte grea pentru tine, așa că îți fac cadou ceva care timp de câteva luni de zile te va ține ocupat și îți va oferi o doză uriașă de distracție și bucurie care să te ajute să treci peste. Și bum, s-a întâmplat. După ce au trecut prin play-off, ca niște îngeri răzbunători ai morții, au urmat meciurile din finală contra echipei New Jersey Devils. Cu meciul decisiv jucat în Staples Center și câștigat la o diferență mare de scor, așa cum nu se mai văzuse de decenii într-o finală NHL. Am hockey, fost la da? fiecare meci, zburând chiar împreună cu niște amici la meciurile din deplasare ale LA Kings, echipa de hockey. Deci vine un om care era la limita puterilor și care nu mai putea și care simte că Dumnezeu le-a dat putere celor de la echipa lui de suflet de hockey să-l ajute pe el să treacă și să aibă câteva luni în care să simtă că bă, totuși merită trăită. Și asta e și concluzia cărții, este bă, toate greutățile, tot, dar viața merită trăită. Există momente de bucurie și există momente care te ajută să treci. Și mi s-a făcut fantastic momentul în care am citit despre puterea sportului și lucrurile pe care le poate face pentru cei care sunt uh, pasionați. și o altă carte despre care am vorbit și în emisiunea precedentă, Sper a Prințului uh, Harry. Da, Rezervă a Prințului Harry, da. da, așa. În care, printre lucrurile pe care le povestește, este uh, experiența lui din uh, teatrele de operații în uh, armata britanică, lucrurile pe care le-a trăit, lucrurile pe care le-a făcut, efectul pe care l-au avut asupra lui și asupra colegilor lui din uh, armată, și modul în care a descoperit în Statele Unite ale Americii, la un eveniment din Colorado, dedicat celor răniți în teatrele de operații, sport. Practic, oameni răniți cu dizabilități care făceau sport și a fost impresionat de efectul pe care l-a avut asupra lor și asupra familiilor lor și a creat Jocurile Mondiale Invictus, unde participă soldați răniți în teatrele de operații și care, dintr-o dată, capătă o nouă viață. Și super și și pentru Prințul Heria a avut un efect terapeutic Pentru că l-a ajutat foarte mult să simtă că Băi, fac ceva, nu stau și Las lucrurile așa cum sunt ele Iar soldații și rudele lor Absolut schimbați De la O, o, o lipsă de perspectivă în viață La un scop Un lucru pe care pot să-l facă Și România are o echipă a Invictus Am cunoscut câțiva dintre Sportivii români, am fost la un eveniment în care au venit împreună cu copiii din București și m-am uitat la efectul pe care l-au avut asupra copiilor, care se uitau și nu le venea să creadă ceea ce reușeau să facă și ce ambiție și ce motivație și ce lucruri făceau sportivii din echipa Invictus Oameni, a României. Adâncesc aici această întâmplare cu ceva lucruri din casă. Soțul colegii noastre, Anca Grădinaru, Laurențiu, este membru în această echipă. El și-a pierdut un picior în Afganistan, dar face sport în continuare la un nivel de performanță foarte înalt. Echipa României a avut probleme în a participa la o ediție anterioară de Invictus și omul care a rezolvat lucrurile astea a fost Prințul Harry abordat de colegii noștri prin scrisori, prin intermediul Aurei neag, dacă mă aduc bine aminte, care lucra la Casa Regală la, la Fundațiile Prințului Charles. Prințul Harry a primit aceste lucruri și a fost cel care a ajutat echipa României să ajungă la competiția din Canada. Pentru că Cred că lui își face o reparație. Exact. Deci Cred este, că lui își face o reparație. Face și un bine altora, dar face și pentru el. Deci are un efect și asupra lui, și a, 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 a și spus-o. A fost foarte important pentru el, văzând uh, dramele din teren, să că simte că poate să facă ceva și că face ceva și că face ceva cu adevărat care să aibă impact, nu doar să bifeze o acțiune sau alta. De multe ori când vorbim despre sport, ne focusăm pe partea de a practica sportul. Există pentru a inspira oamenii să facă sport, Da, categoric și este principala la, latură, la dar există și latura de inspirație, de energie, de chef de viață, de pasiune, de trăiri. Sunt discuțiile în jurul echipelor din club de România care au prea mulți străini și despre faptul că ar trebui să avem grijă de echipele naționale, ca echipele naționale, odată pe an... La 2 ani, la 4 ani când sunt turneele finale, să facă performanță pentru România. Dar atenție, echipele de club reprezintă și un uh, lucru important pentru comunitatea locală. Adică oamenii astăzi din Bistrița, din uh, Vâlcea, din Baia Mare, din București, uh, uh, pitești basket, Cluj. Uh, Oamenii aceștia, weekend de weekend, uh, se duc, uh, se duc la sală, urmăresc uh, performanțele echipei și. Au un motiv de bucurie. la motiv de bucurie. De Săptămână. Sala uh, polivalentă, la meciurile Rapidului și ale CSM Bucureștiului în Champions League în această perioadă, o atmosferă absolut senzațională și de-abia așteptăm adau că de că an de zile vasluiul anilor 90, de exemplu, a trăit prin intermediul echipei de handbal Moldosin, care la jumatea clasamentului totuși era o echipă de nebătut în pe teren propriu și uh, era un freamânt în oraș la jumatea anilor 90 când venea duminica la ora 11, ora meciului, când știai că acolo să dau niște bătălii grozave, grozave, grozave și Vasluiu care are tradiție în handbal, încă uh, trăiește lângă această echipă care acum e la coada clasamentului, dar oamenii să străduiesc. Uh -huh. Ar fi și dau un sentiment de apartenență, cred. Bine, uh, acum că ne apropiem de final, sigur, data viitoare te voi da pe mâna unui grup de neoliberali care văd sportul strict ca o afacere și... Uh, și discutăm. De asta, de asta <laughs> ne place. Nu, nu asta ne place, nu ne place da. conversația, dar în da. același timp o să le zic despre colegul meu din Publicist Sport Londra care la o întâlnire ne-a zis păi, sezonul în care Leicester City a câștigat Premier League. Cea mai fericită perioadă din viața mea. Am trăit niște emoții cum nu pot să-mi imaginez niciodată că voi trăi. Și și pe patul de moarte, înainte de a mă duce, voi mai zâmbi o dată și voi zice, băi, am trăit momentul lui Lester. Indiferent că retrogradăm în Liga 3, a 4, că ce se întâmplă, noi am trăit acel moment în care Lester, echipa mea, a câștigat Premier League. E, cu sentimentul ăsta vă lăsăm. Azi e duminică, sunt multe meciuri, aveți de unde alege. Uitați-vă cu încredere. Sigur, sigur veți găsi un crâmpei de fericire în, toate, în toate poveștile care intră pe teren. Despre bani mai discutăm. Lorand Balint, îți mulțumesc. Ne auzim într-o săptămână. Spor la treabă tuturor. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.